Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, mă bucur că stăm din nou împreună. Astăzi am invitat Tinerețea în studioul Capital TV, pentru că am vrut să-l cunosc și eu pe unul din mulții tineri din ceea ce se numește USR. Îl avem ca invitat pe Andrei Remus, președintele USR Hațeg. Bună ziua, domnule Andrei, îmi vine să zic bună ziua, Andrei. Bun venit în studioul Capital TV. O să păstrăm un ton de președinte și moderator, da? Bună ziua! Bună ziua, bună ziua telespectatorilor și vă mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune. Așa, păi te-am invitat să te cunoaștem din mai multe motive. În primul rând că ești președintele USR Hațeg. Hațegul este un oraș important în țara Hațegului. De fapt, e inima țării Hațegului. Iar din câte am înțeles, tu vrei să și candidezi acolo la primărie. Da, sunt candidatul USR la primăria Hațeg. Și? Și... De ce vrei să candidezi la primăria Hațeg, așa de tânăr? Câți ani ai aproape? Am 29 de ani. Mulți înainte, dar par mult mai tânăr de 29. Da, mi s-a mai spus asta. Candidez la Hațeg deoarece de 30 de ani încoace vechea clasă politică n-a demonstrat nimica. Candidez la Hațeg pentru că îmi pasă de Hațeg și cred că putem să aducem noi USR o schimbare la nivel de oraș, la nivel de județ, foarte importantă. Vom face tot ce ține de noi ca să aducem această schimbare. Bun. E interesant ce îmi spui. Președinte USR Hațeg, mă gândesc că sunteți mai mulți tineri pe acolo care ați îmbrățișat doctrina sau, mă rog, viziunea acestui partid. Exact. Filiala este constituită în principal din tineri, avem foarte mulți tineri, studenți și așa mai departe și continuă să vină tot mai mulți tineri pentru că USR-ul este prin definiție oarecum un partid alcătuit din foarte mulți tineri. Tinerii încep să se implice deoarece își au informația și își dau seama că țara nu merge spre direcția cea bună și aleg să se implice deoarece le pasă de viitorul lor și asta mă bucură foarte mult. Din punctul tău de vedere sau din punctul vostru de vedere, acum sunt și tineri care sunt liberali, mai sunt și tineri PSD-iști și pe la UDMR și pe la alte formațiuni politice. Dar preponderent tinerii vin spre USR și votanții preponderent sunt tineri, cei care votează USR. Bun, ai spus la un moment dat că vechea clasă politică nu a demonstrat nimic la Hațeg. Ce vrei să spui cu lucrul ăsta? Și vreau să îți spun, din punctul meu de vedere, ca mai bătrână așa între ale politicii și cu experiență jurnalistică în spate, că de regulă tinerii sunt acuzați, nu că n-ar avea tendința uneori, de a spune sau de faptul că spun vorbe mari sau că spun lucruri fără să le gândească, fără să le cântărească. Afirmația este grea, vechea clasă politică de la Hațeg nu a demonstrat nimic. Și la nivel național mă refer, nu numai neapărat la Hațeg. Hai să ne referim strict la chestiile locale până la urmă, deși okay. Noi suntem televiziune națională. Am înțeles. La nivel național știu ce vreți să spuneți, dar la nivel local, acolo unde te interesează pe tine, că pe tine, de exemplu, nu o să te voteze ăla de la Baia Mare, da? Corect. Care e problema cu vechea clasă politică? Deci nu au demonstrat, se puteau face, în opinia mea, se puteau face mult mai multe. Sloganul meu de campanie este Hațeg acasă. Va fi, cred. Va fi Hațeg acasă. Vrem să încurajăm cât mai mulți tineri să se întoarcă la Hațeg. Pentru asta o să pregătim niște cursuri de antreprenoriat, o să învățăm tinerii și cetățenii cum se accesează fondurile europene, le vom oferi tot sprijinul în asta, prin asta vom crea locuri de muncă, prin asta vom aduce cât mai mulți tineri acasă. În Hațeg, asta vă doriți? Că asta, știți dacă asta, ne, asta, asta vom face dacă vom reuși să câștigăm primăria Hațeg. Bun, până la alegeri și până la programul vostru electoral mai e cale lungă. Spuneți-mi, vă rog, domnule Remus,
aveți organizații în țara Hață, sunteți președintele USR Hață, da. Cred că răspundeți și de comunele din prejur și de toate astea. Da. Vă pregătiți pentru alegeri locale? Aveți listă de candidați? Cum e? Vreau să vă spun că sunt și membru în birou județean al USR Hunedoara și mă ocup de țara Hațecului din partea USR. Avem candidați aproape în toate comunele din țara Hațecului. Ne-am dezvoltat foarte bine pe țara Hațecului, mai puțin câteva comune. A fost o muncă destul de grea, deoarece nu acceptăm orice membri, membrii foști PSD, foști ALDE și așa mai departe. Și este un procedeu de selecție. Au vrut, vreau să spun, foarte mult să vină spre USR și foarte mulți au fost respinși pe criteriile astea de integritate. Și sunt încrezător că vom face rezultate foarte bune pe țara Hațegului. Îmi dă optimism rezultatul la europarlamentare și la prezidențiale. Și din reacțiile oamenilor îmi dau seama că oamenii s-au săturat și vor merge pe ceva nou. Bun. Le-am explicat la oameni, când a fost, de exemplu, la sân de semnături, că votând mereu aceiași oameni, niciodată nu se schimbe nimica. Le-am spus la oameni că a venit timpul schimbului de generații, noi avem altfel de viziune, ne-am săturat de corupție, ne-am săturat de pile de relații, vrem ca oamenii să fie promovați pe meritocrație, pe capacitățile lor, nu politic și pe neamul și așa mai departe. Toate și la vechii politicieni le este frică de noi, din această cauză. Prezentăm un pericol pentru că noi vom veni cu o schimbare profundă a administrației publice. Asta în campania electorală, domnule. Iar legat de primăria Hațeg, avem de gând, avem în vedere ce target să câștigăm primăria. Deci, din reacțiile oamenilor de pe stradă, sunt foarte optimist în privința rezultatului la alegeri. Sunt sigur că voi fi surpriza alegerilor la Hațeg. Ce să zicem? Succes! Mulțumesc! Da, dacă tot v-am prins în studio, hai să vedem, având în vedere faptul că sunteți președintele USR Hațeg, și cum stați cu politica. Asta e încă o dovadă a faptului, stimați spectatori, că înainte de emisiune nu aranjăm nimic cu invitatul. Domnul Andrei nici măcar nu știe despre, sau nu știe ce o să-l întreb. De cât timp sunteți președintele USR Hațeg? De aproximativ un an de zile. Deci de un an de zile. Da. Domnul Andrei, acolo, de fapt, USR-ul e în alianță cu Plusul. Exact. Da? La Hațeg s-a rupt alianța. Exact. Pot să vă spun și de ce. De ce? La Hațeg, filiala Plus nu a respectat înțelegerea la nivel județean și au venit cu niște condiții imposibil de acceptat de filiala USR Hațeg. Nu vreau să spun mai multe, deoarece vom fuziona și vom fi colegi de partid. Vă întreb cu ce condiții au venit, măcar două dintre ele, că nu putem să o lăsăm așa. E vorba despre lista de consilieri, n-au mai fost de acord cu deal-ul inițial și nu am mai... N-am vrut să trecem adică peste... Adică vreau locuri mai eligibile exact, decât dumneavoastră. Mai mult, exact. Păi cei de la Plus Hațeg, de exemplu, ca să merite locurile astea pe listă, au avut vreo contribuție în campaniile electorale de la europarlamentare, de la... Că am văzut că președintele, sau fostul președinte, nici nu mai știu ce e acum, de la Plus, coleg cu dumneavoastră, de altfel, și-a cumpărat un microfon și... Cred că dacă și-a cumpărat un microfon și face niște clipulețe pe Facebook, informația ajunge la toată lumea. La mine n-a ajuns corect, că chiar dacă e nemijlocită. În opinia mea, filiala USR Hațeg a avut un aport mult mai mare în campaniile precedente față de filiala USR Plus. Deci filiala și, Plus. Exact, și nu se justifică cerințele lor. Erau nejustificate. Și la nivel de județ, având în vedere faptul că faceți parte și din biroul județean, cum stau lucrurile? La nivel de județ, USR va merge pe listă de consilieri județeni separat, iar la președintele Consiliului Județean avem un protocol punctual pentru președintele Consiliului Județean îl vom susține pe Adrian David,
deoarece Hunedoara este singurul județ roșu din Ardeal, iar pe sondaje am fost realiști, fără un astfel de protocol, PSD-ul câștiga din nou Consiliul Județean, iar toate ni se spărgeau nou în cap că nu am încercat să facem o alianță de dreaptă pentru a îndepărta PSD-ul, iar USR-ul s-a născut oarecum ca reacție la pozițiile PSD-ului în Parlament, cu legile justiției și așa mai departe. Păi și sunteți convins că electoratul noastră de la USR va respecta acest protocol încheiat la nivel de partidă până la urmă? Eu cred că... La Hațec, de exemplu. Eu cred că da. În proporție de 80-90%, da. Am înțeles, candidat la primăria Hațec, sunteți mulți acolo. Cât sunteți până acum? Din câte știu eu, are PSD candidat, PNL, Pro-România și noi, USR-ul. Și noastră USR-ul. Vreun independent, ceva, nimic? N-am auzit, nu cunosc. Nu, că toată lumea vrea partid. Ok, deci 4, 5, câți am numărat? 4. 4. Deocamdată. Mi se pare o chestie interesantă acolo. Dumneavoastră candidați la funcția de primar și unul dintre contracandidați sau dintre oponenți este domnul Pușcaș, care, din câte știu eu, și o să vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cum e povestea, la un moment dat era un potențial candidat din partea USR-ului. Da, este adevărat, Adrian Pușcaș a fost membru USR Hațec. Era cu adeziune semnată? Cu adeziune semnată, era susținut de fostul președinte de Leontin Florea ca potențial candidat. Dar de către domnul Leontin? Inițial, da, și noi am fi fost de acord, dar aveam oarecare suspiciuni în privința lui, care s-au adeverit. Dânsul a plecat la ALDE după ceva vreme. Deci domnul Pușcaș, actualul candidat de la PNL, a fost la noastră, la USR? Exact, exact. Păi și de ce a plecat de la noastră la ALDE? Nu știu. E, nu știți, ați vorbit cu el? Nu știu, n-am vorbit cu el despre treaba asta. Ne-am trezit că a plecat la... Și-a luat Pușcaș, Lopățica și Gălătușele și a plecat. Nu știu, eram, nu de mult eram implicat, intrat în USR. Eu doar în 2019, la început, am fost... Da, așa, n-ați auzit? Nu cunosc. Așa, și-a plecat omul la ALDE, nu? Exact. Așa cu el la PNL. Mă rog, asta e, așa e filmul. Cum vă explicați lucrul ăsta? Nu știu. Nu știu de ce a făcut alegerile astea. Sunt alegerile lui și le asumă. Am înțeles. Credeți că tinerețea, asta este și tema emisiunii, tinerețea și dorința de schimbare sunt un handicap? Adică, na, se poate uita lumea la noastră, vedeți, eu n-am știut că aveți 29, păreți de vreo 23, 24. Se uită lumea la noastră și zice, e tânăr, ce știe copilul ăsta? E un atu? Dezavantaj? Cum e? Cum o simțiți? Eu consider tinerețea un atu. Avem mult mai multă energie, avem poftă de schimbare, plus pozitivă sau negativă, pozitivă și așa? Plus de asta am o experiență în spate, nu pot să spun, am realizat până la vârsta mea, mi-am făcut un proiect pe fonduri europene, am propria afacere, am fost un an jumate în Anglia, deci sunt niște experiențe. Am fost în Anglia pentru am face un capital și cu banii făcuți acolo mi-am deschis o afacere. Păi de ce n-am făcut banii în țară? Că nu se putea face așa ușor și așa de repede. Deci în Anglia am luat câini cu covrigi în coadă? Nu, am muncit acolo, n-a fost ușor deloc, să nu credeți că e ușor. Am foarte mulți prieteni care-s plecați dincolo, nu este deloc ușor să fii departe de familie, de prieteni, mulți nu cunosc, numai cei care au trecut prin treaba asta. Și am fost acolo, am văzut diferențele, sunt multe care se pot schimba, numai nu se vrea. Bun. E foarte interesant ce spuneți acum și eu trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Dumneavoastră militați pentru reîntoarcerea tinerilor, reîntoarcerea oamenilor în țară, pentru acasă. Ridicarea nivelului de trai. Da, dar în același timp sunteți unul dintre cei care pentru a-și face capital au trebuit să plece dincolo. Exact, și asta vreau să schimb, să nu mai fie nevoiți tinerii să plece dincolo, să poată să trăiască la fel de bine, la Hațec, în țară. Păi cum? Prin ridicarea nivelului de trai, prin accesarea de fonduri. Deci foarte simplu, cum v-am spus, pentru tineri, pregătim niște măsuri, cursuri de antreprenoriat, îi învățăm cum să acceseze fonduri europene. Sunt o grămadă de tineri care ar vrea să-și deschidă o afacere, dar se lovesc de birocrație, de hârțogăraie.
noi o să-i ajutăm, o să le oferim consultanță. Vom aduce consultanți la HATSEG și vom ține cursuri și așa mai departe și vom ajuta pe tineri să acceseze fonduri europene, să-și pornească propriile afaceri. Păi bun, asta pentru ăla pe care îl duce capul, dar mai sunt și unii pe care nu îi duce, n-au antreprenoriatul în sânge și așa mai departe. Ăștia ce se facă săracii? Ne gândim să facem un parc industrial, să tragem toate utilitățile. Unde? În HATSEG. Nu vom aștepta să vină investitorii la noi, vom merge noi către ei cu oferta noastră, cu propunerea noastră, astfel încât să vină să investească în HATSEG, să ridică nivelul de trai, să creăm locuri de muncă și așa mai departe. Păi da, dar sunt tinerii dornici să muncească, domnul Ramos? Da, eu cred că da. Pe ce salariu? Un salariu acceptabil, mediu. De-aia, dacă o să vină, o să fie concurență în oraș, o să fie mai multe firme și mai multe companii, atunci automat crește și nivelul salarial și salariul. Bun, acum eu cred că asta e părerea mea, noastră, vă rog să mă combateți, îmi doresc din tot sufletul lucrul ăsta. Eu cred că tinerii, cel puțin o anumită categorie dintre ei, nu mai sunt dispuși să muncească. Pentru că asta e prea grea pentru ei, mai ales munca ca, eu știu, ce implică și responsabilități. Cred că o parte dintre tinerii de astăzi fug de responsabilități și ar prefera, dacă s-ar putea, să ia bani mulți pe muncă puțină și, dacă se poate, și lipsită de implicare și lucruri de genul ăsta. Vă rog să spuneți dacă mă înșel. Sunt și cazuri din astea, aveți dreptate. Și ce faceți cu ăștia? Îi trimiteți la PSD? Nu. O să încercăm să-i aducem pe calea cea bună. De, dar nu sunteți popă să le faceți o streștare, deci, și să-i aduceți pe... O să fie puterea exemplului. O să vadă că pretendia lor, uite, se descurcă, muncesc, au un anumit nivel de trai și o să urmeze puterea exemplului, părerea mea. Păi bun, deocamdată funcționează puterea exemplului. E mai ușor să mă duc în Germania să aduc 3 rable de acolo și să câștig 500 de euro după ce le-am vândut. Asta e puterea exemplului acum în HATSEG. Deocamdată, da. Da, și nu numai hațe, cam peste tot. Cam peste tot, din nefericire, și asta vrem, da, să... Da, mă duc și fac o combinație, am câștigat 500 de euro pe care îi cheltuiesc pe la terasă. Noi asta vrem să schimbăm. Vrem să ridicăm nivelul de trai, vrem să oprim corupția, vrem să accesăm cât mai multe fonduri europene. Dacă voi ajunge la primărie, îmi voi face o echipă foarte puternică pe fonduri europene. Mare, vom pregăti proiecte dinainte, vom accesa fonduri europene. E foarte important, vom crește nivelul de trai. Despre asta este vorba. E o reacție în lanț. Am înțeles. Ați spus că dumneavoastră v-ați făcut un proiect european, da? Da. Ce implică lucrul ăsta? Ce ați făcut? Am accesat pe Startup Diaspora. Așa. A fost un program pilot când mi-am accesat eu. Mi-am deschis în domeniul meu, am terminat construcțiile, deci sunt de profesie inginer constructor. Mi-am deschis o firmă de confecții metalice și lucrez doar în privat. Bun, și ce faceți? Confecții metalice? Exact. Facem trasee de țevi, lucrăm mult la fabrici de bere, de lapte și așa mai departe. Uh-huh. Facem sudură în inox. Suntem specializați pe sudură în inox. Sudură TIG. Am înțeles. Cu ce vă aștept proiectul ăsta european pe care l-ați câștigat? Mi-a dat un impuls. Am primit un ajutor nerambursabil de la Uniunea Europeană care m-a prins foarte bine. Am reușit să cumpăr aparatură și așa mai departe. Deci a fost un ajutor foarte bine venit, un start foarte bun. Câți angajați aveți? Doi. Doi angajați? Deocamdată, da, așa am început proiectul. Și practic cu familie sau fără, sau tot tineri? Tineri. Tineri. Deci dați de mâncare, exact, cum se zice, exact, la doi oameni. Exact. Intenționat să vă creșteți? În viitor, da. De cât timp ați accesat proiectul ăsta? De un an. De un an. Păi și dacă într-un an? Întrebarea de ziarist. Dumneavoastră n-ați crescut de la 2 la 5. De ce credeți că o să creșteți în orașul HATSEG nivelul de trai? Urmează să măresc numărul de angajați. Deci nu poți asta să faci dintr-o dată. Până am intrat pe piață, până am reușit să ne facem cunoscuți, trece o anumită perioadă de timp. De acum încolo începe să fie mai bine și să putem să venim cu... să creăm, să mai aducem niște angajați. Domnule Moș,
Care sunt problemele Hațegului în acest moment, punctual, din punctul dumneavoastră de vedere, al unui tânăr de 29 de ani? Sunt destul de multe. În afară, dar nu mă luați cu corupție, cu alea, din punct de vedere al tinerilor, viața în Hațeg mi se pare plictisitoare. Așa. Adică ce înseamnă? Nu avem cum să ne petrecem, nu avem unde să ne petrecem timpul liber. Ok. În Hațeg nu există un strand, nu există un bazin, având în vedere că nu ne adresăm doar la Hațeg. Ne adresăm la toată țara Hațegului aici. Așa. Nu la 10.000 de locuitori, la 30 ceva de mii de locuitori. Mi se pare că suntem foarte înapoi. Nu reușește administrația nici cum să facă ceva în sensul ăsta. Ca să construiască un strand și un bazin e nevoie de gaz, metan și de multe alte lucruri, plus că trebuie identificat locul. Bun, am înțeles. Nu este un strand, nu este un bazin. Ok. Da. Păi bun, dar poate nu toată lumea știe semnate sau să are chef să meargă la strand. Putem să creăm un loc de recreere undeva în Hațeg cu fel și fel de stadionul, baza sportivă. Exact, exact. Nu, mă refer la altceva, să facem un loc de recreere cu în pădure, unde poți să-ți plătești timpul liber, să creezi, să faci evenimente, să aduci fel și fel de trupe, să vrem să facem cât mai multe evenimente culturale, sportive, să angrenăm tinerii în evenimente, în competiții, să promovăm. Am înțeles. Deci, ideea este următoarea. Dumneavoastră spuneți că una dintre problemele tinerilor este o lipsă de alternativă în petrecerea timpului liber. Bun, acum tinerii din Hațeg au destul de mult timp liber la dispoziție, mare parte dintre ei, că au terminat liceul, unii nu s-au dus la facultate și au foarte mult timp liber. Pe care și-l petrec pe terase sau pe unde și-l petrec, nu? Da. Bun, dar nu vreau să fiu peorativ, că nu sună urât poate ce spun eu. Dar până acum tinerii ăștia nu s-au gândit la o soluție, ei de ei, să meargă cu un proiect către primărie, către... Nu, uite, noi am vrea asta. S-a încercat vreodată lucrul ăsta? Nu, cunosc, să fii încercat. Nu cred că s-a încercat. Bun. O altă problemă Hațegului, în afară de petrecerea timpului liber a tinerilor, sunt multe probleme. Din punct de vedere al siguranței, sunt foarte multe furturi și jafuri în orașul Hațeg. Jafuri? Jafuri, da. Înseamnă că îți dau un cap pe stradă și... Nu, că furturi din case, furturi din case, din mașini și așa mai departe. Deci sunt foarte multe și ne gândim să facem o rețea mai largă de camere de supraveghere să stopăm acest proces. Deci asta este o altă problemă a Hațegului, creșterea nivelului infracționalității. Exact. Problema parcărilor. În Hațeg se parchează haotic, din punctul meu de vedere. Asta am observat și eu, că fiecare parchează unde are chef. Se parchează în fața trecerilor de pietoni și taie din vizibilitatea conducătorului. Nu se respectă 25 de metri de la trecerea de pietoni. Este o problemă foarte gravă. Până nu se întâmplă ceva, se pare că nu se ia nicio măsură. Am înțeles. Deocamdată luăm noi o măsură, stimați spectatori, adică luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.